indirect, pornind de la anumite fenomene care se întâmplă în societate, ne putem da seama cui servesc acțiunile anumitor funcționari publici sau anumitor demnitari din stat. Iar aceste acțiuni ale lor servesc fie Partidului Democrat, fie direct unor interese ale lui Vlad Plahotniuc. Pornind de la ce s-a întâmplat în politica moldovenească, cu siguranță putem spune că este o persoană foarte abilă, care a știut cum și unde să aleagă funcțiile importante, funcțiile cheie, care aparent inițial păreau neesențiale pentru structura guvernamentală. Procuratura Generală, așa cum s-a dovedit ulterior că a fost partajată Partidului Democrat, s-a dovedit a fi o instituție foarte eficientă, acolo unde este vorba de a determina anumiți primari, președinți de raioane, persoane care au anumită influență în domenii, să întreprindă acțiuni sau să facă interesele cuiva. În timp au avut loc multiple cazuri când judecătorii au abuzat de funcțiile pe care le exercită și și-au, de fapt, am putea constata că și-au manifestat părtinirea față de Partidul Democrat. Nu trebuie să uităm despre așa numitul landromat rusesc, și anume că prin Republica Moldova au fost spălate peste 20 de miliarde de dolari. Această spălătorie a fost efectuată prin intermediul deciziilor judecătorești. Если система юстиции будет независимой, то как же олигарх и вообще власть как таковая, властный класс будет осуществлять свою власть? Это невозможно, потому что я пойду в суд, и я у него выиграю.